Plecat de la Vaslui imediat după terminarea turului de campionat, Cristian Hăisan și-a găsit echipă. Anunțat de conducerea clubului Fece Vaslui că nu intră în planurile de viitor ale echipei, goalkeeperul și-a reziliat contractul pe calea amiabilă. Declinul mecanicului, așa cum era alintat de suporteri, a început odată cu achiziționarea tânărului portar lituanian Cerniauscas. Împrumutat mai întâi la Altai Constanța, apoi la FCM Bacău, portarul în vârstă de 30 de ani a acumulat numai puțin de 117 partide în cele 8 sezoane petrecute la Vaslui. Încântat de condițiile de pregătire de sub tâmpa, Hăisan are planuri mărețe. Dorește să câștige Cupa României cu Fece Brașov și să obțină calificarea într-o Cupă Europeană.